Bun regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Cafeneaua lui Ienache, cafeneaua noastră aici, a celor de la Litoral TV. Începem săptămâna și așa cum încă de luni a trecută o invitam pe scriitoarea Dora Alina Romanescu să revină și să vorbim despre cărțile pe care le-a scris, despre eroii din aceste cărți, despre literatura pe care a promovat-o și a scris-o, așa cum ne spunea în ediția anterioară, din suflet, trăind de fapt sentimentele și parcurgând etapele acestea ale dificultăților pe care le găsim în textele cărților scrise. Este prezent aici doamna Romanescu, a revenit. Bine ați revenit. Mulțumesc bine, foarte mult. Bine v-am regăsit. Sunt onorată să din nou să fiu lângă dumneavoastră și în emisiunea dumneavoastră. Și noi, cu atât mai mult cu cât am dorit și am vrut, de fapt, și eu și colegii mei, să ne vorbiți despre cărțile pe care le-a scris. Acest, aș spune așa, teanc de cărți foarte frumos, editate, în condiții grafice deosebite și cu texte cu totul speciale. Emisiunea de data trecută a avut impact, chiar am avut feedback și a fost interesantă discuția noastră despre parcursul dumneavoastră uman și scriitoricesc. Acum vă invit să vorbim despre cărți, despre fiecare carte în parte, câte puțin, să ne spuneți poveștile lor, cum le-ați conceput. Sigur, cu mult drag. Păi să începem cu prima carte, cu Dealul Comorii, pe care am publicat-o în 2002, la Mangalia a apărut. Prima a apărut la editura Todor, apoi asta este la cincea sau ediție, așa, da, ediție, la Livingstone, da, da, editura. Așa, a apărut și de la Constanța, la Exponto și apoi la București, la editura Livingstone. Este o editură care mă promovează pe mine. Foarte frumos editată și în condiții grafice deosebite. Tema, așa cum v-am spus și în emisiunea trecută, tema este violența domestică și dificultățile prin care trece, prin care de fapt, treci eroina cel care devine, mea, da, sau cea eroina care devine mea, Mihaela, a trecut prin multe necazuri și prin multe umilințe, dar dragostea pentru copii și iubirea pentru Dumnezeu a salvat-o și a avut o altă șansă la viață, șansa de a fi fericită. După prima carte, care a fost primită bine și este mult cartea cititor despre care ne vorbeați data trecută, că ați gândit mult, v-ați gândit mult, da, mult da, să o înainte să o public și da, de asta mi-am ales și pseudonim. Că știți că în Mangalia, orașul fiind mic, multă lume m-a întrebat dacă este viața mea. Sunt și câteva episoade și din viața mea, dar eu am creat un tip, o eroină care să întruchipeze mai multe femei, da, și mai multe femei care de fapt și să fie un îndemn pentru cele care n-au curajul de a ieși din iadul în care uneori le aruncă chiar omul pe care l-au iubit. Da, da. Din nefericire. Și a fost primită și am avut multe vorbe, cuvinte frumoase de la cititori și atunci m-am încurajat și am scris al doilea roman, care se numește Distanțe, despre care... Foarte frumos, să punem și la cameră. Domnul Ion Roșioru, scriitorul din Dobrogea și criticul, a spus că este un roman basmic, o sarabanda destinelor sinuoase. Și distanțele uneori apropie oameni. Sigur, majoritatea de cele mai multe ori îndepărtează oamenii, dar le și apropie. Sigur, depinde de cei care sunt implicați în relația asta de iubire. A fost o carte care a primit... Aveți ideea aceasta de... Leitmotivul este un pod, da? Ideea de apropiere, de fapt, trimitere și, către... Coperta a fost făcută de editură, deci eu am avut altă concepție la primul roman. Foarte frumoasă, da, frumos, și da, vedem de fapt frumoasă pe inimă, vedem o domnișoară foarte specială privind în zare, așa, un avion, cel care de fapt parcurge distanțele lungi într-un timp mai scurt și apare tot la editura Livingstone.
îndepărtează sau apropie oamenii. Sau apropie oamenii, sigur că da. Apoi au urmat Elmira Mahmudi, O lacrimă pentru eternitate. M-a impresionat foarte tare povestea unei tinere de etnie tătară, o elevă în clasa 12-a, deșteaptă, foarte întreprinzătoare, așa, care descoperă care o boală necruțătoare, incurabilă, da? Și atunci mama, care era o femeie simplă și care nu știu dacă a făcut vreodată vreo călătorie în țară, atât s-a zbătut și a ajuns cu ea în America. În America, unde a primit tratament și așa, măduvă de la cineva, dar n-a fost compatibil și până la urmă Elmira a avut un drum fără întoarcere. A pierdut cu viața. Cartea este prezentată de domnul Ovidiu Dunăreanu și a scris în prefață că este un elogiu adus vieții. Ce frumos! Ce frumos! Și a fost eleva dumneavoastră? A fost la grădiniță? A fost la grădiniță, n-a fost la mine în clasă și nici la grădiniță, dar o cunoșteam. Era un copil chiar minunat. Cânta, îi plăcea să cânte, făcea sport. O tânără obișnuită și care se comporta și avea o viață normală până în clipa când a descoperit aceasta. O tânără minunată, de fapt. Da. Apoi au urmat încă două cărți care au valoare sentimentală despre care nu vorbesc. Și în 2006 am publicat această carte care Blestem. Pe coperta a 2 mi-a scris tot domnul Dunăreanu și este drama Șion Roșioru. Este drama a două personaje, mamă și fiică. Mama care dintr-o noapte de dragoste naște o fetiță, iar bărbatul o părăsește, iar apoi toată ura și toată dezamăgirea se răsfrânge asupra fetiței și o blestemă. În schimb, fetița crește foarte deșteaptă, îi dăruiește înapoi iubire și o mântuiește și toată acțiunea se petrece în zona mea, în zona Rebrei, da, și în zona apoi, frumoasă de acolo. Cartea a primit premiu cel mai bun roman în Canada la un concurs internațional. Ce frumos! Și apare tot la Livingstone. A fost publicată acolo în engleză sau tot în română? Nu, în română. Pentru publicul cititor de limbă română din Canada, da? Da. Foarte frumos. Și să știți că acestea, majoritatea mi-au fost refăcute la Livingstone, pentru că eu nu pot să stau în casă fără cărți. Trebuie să le am pe toate, altfel m-aș simți săracă dacă n-aș avea cărțile în casă. Apoi a urmat Jocul Destinului, o carte pe care o iubesc, o poveste nemaipomenit de frumoasă și pe care v-am dat-o și v-am rugat să nu o citiți. De ce? Pentru că am refăcut-o. Acum este la editură, la Eco Transilvan din Cluj. Am simțit că nu i-am dat destinul pe care l-a meritat Alicia și eroina mea principală și am refăcut cartea și va apărea într-o formă corectă. Am descoperit. Mai vreau să spun ceva. Noi, și nu numai eu, cred că toți autorii, trimitem cărțile, le scriem, le punem pe un CD sau pe un stick și le ducem la editură. Editurile care se respectă percep bani. Fac o corectură. Percep bani. Da. Dar și fac o corectură. Cele care le publică doar așa cum sunt și sunt greșeli inedite, greșeli inerente, pardon, care nu-ți dai seama și care poate că eu citesc și trec peste o greșeală care altcineva ar vedea-o. Da, da, așa, da. Și când am descoperit mi-a părut tare rău și atunci am refăcut-o și sper să apară
poate chiar în toamna aceasta cu să-i fac din nou lansarea. Foarte frumos. Am scris apoi un volum de povestiri, Pe drumul dorului și al destinului. Sunt povestiri. Foarte frumos ilustrată, cu un concept aparte. Și povestiri care sunt și din Dobrogea, și din Transilvania. Și aceasta a fost primită cu și... Tot la editura Livingstone. Da, și a scris despre ea domnul Ovidiu Dunăreanu, despre această carte. Povestiri frumoase. După Pe drumul, cam la 2 ani de zile am scris fiecare carte așa. A urmat singur prin viață. Pot să zic așa că și bărbații plâng câteodată. Da, da, sunt convins că este eroul meu, sigur. Este un bărbat care are și el foarte multe nemulțumiri, trece prin foarte multe greutăți, prin 2 căsătorii care sunt amândouă, care eșuează, și atunci își dorește să rămână singur și să se realizeze pe plan profesional. Și probabil că eroul adevărat care este din povestea căruia m-am inspirat, probabil că s-a realizat. Dar eu în carte, el am realizat în carte, da, așa sigur. Cum mi-a spus este el. Este plecat din România? A plecat o perioadă în Italia și s-a reîntors și lucrează și a făcut o fundație și face foarte multe spectacole cu copii. I-ați dăruit cartea? Da. Sigur, citit, sigur, da? sigur. Bine, dar carte, mai puțin, că el mi-a spus doar câteva, dar eu nu puteam să las... Textele sunt foarte frumoase și rândurile curg, plăcut, elegant. Am trecut multe evenimente și prin sufletul meu și am creat un personaj frumos. Nu știu dacă el în viață este atât de frumos, dar eu l-am creat un personaj frumos. Tot la Livingstone. Da, da. Da, frumos. Să-i felicităm pe cei de la Livingstone că iau decizia de a publica cărți deosebite de suflet, speciale, cu totul aparte pentru toți cei ei care... Ei și-au pus în minte să mă promoveze pe mine și pentru mine chiar a fost o bucurie. Roata timpului este o carte a familiei, povestea familiei mele. Ce frumos. Așa cum sunt, cum au fost ei oameni simpli, a apărut la editura Icon din Cluj-Napoca. Icon, da. Icon, da. Și acum e în București. Acum e în București pe... domnul Valentin Așder, că era cu domnul Dâncu. Sigur. Înainte și eu când am... S-au separat, de fapt, editurile. Domnul Dâncu are altă editură. Presa Universitară Clujeană, se da. Numește. Și este povestea familiei mele, o poveste scrisă așa cum au fost simțit, și cum sunt fapt. Ei. Și i-ați inclus pe toți membrii familiei aproape dumneavoastră, aproape, pe familia mea, da, mai și alte rude. Am reușit chiar să supăr pe cineva, dar a fost... Ați supărat de ce? Pentru că am scris lucrurile reale, știți? Uneori pe adevărul doare. Bine, dar personajele sunt fictive. Adică, nu? Da, sunt personajele reale, da? Sunt personajele. Am crezut că le-ați dat alte nume. Asta a fost o greșeală pe care am învățat-o atunci și bine că n-am avut necazuri, dar... A fost bine să-i menajați puțin. Da, da. Deși, foarte interesant coperta, pentru că roata este transpusă într-un ceas și cele două dimensiuni depinde cum privești, da? Modul în care timpul măsura prin ceas, roata, spune, vine roata, se întoarce când vorbim sigur, noi. Sigur. Are, de fapt, o dublă, triplă, quadruplă, aș putea spune, conotație sau conotații multiple. Da, da. Foarte frumos. Foarte frumos, felicitări. 10 ani de bucurie 10 ani în România. De bucurie în România. Această cărticică... 10 ani de gioia din România, da, în România, da? Da, dedicată și în italiană, Mangalia, da? Da, în Mangalia a venit o grupare de călugărițe catolice și care au construit
Mangalia, o casă unde au luat copiii a nimănui. Ce frumos! Și 14 copii pe care i-au educat și care au ajuns, unii deja sunt oameni împliniți. Și măicuțele sunt așa, acolo? Așa, și acum au plecat. Dar când au împlinit, casa a rămas casa, sunt vreo 6 copii, dar cineva care a acceptat să ia rolul lor. Și la 10 ani de bucurie în România au făcut o mare adunare și au venit din Italia, a venit sora cea mare, așa, și m-a rugat să s-au făcut foarte multe activități caritabile pentru acest copil la care eu am fost prezentă. Și sora care era reprezentanta în grad, cea mai importantă, așa, m-a rugat să scriu ceva despre eveniment. Și atunci am scris și ea avea și niște versuri, le-am adunat și împreună cu editura Livingstone am făcut această carte. Dar aveți și fotografii aici, da, frumoase. Da, vreau să vă spun că am primit cel mai frumos bonus în urma acestei cărți. M-au dus 10 zile la Firenze și m-au Ce ținut frumos. Acolo, m-au plimbat prin și m-au văzut lucruri care atât m-au minunat și s-au purtat cu mine atât de frumos și am consemnat și vreau să refac cartea și să adaug și cele 10 zile pe care le-am trăit foarte frumoase în Italia și s-au purtat atât de frumos cu mine. Mi-a părut tot timpul rău că nu am știut limba ca să comunic, da, le înțelegeam tot ce sigur vorbeau. Da. Da. Prin trăiri și prin sentimente. Pe aripi de cântec și dor. Pe aripi de cântec și dor am cunoscut, am fost invitată la Oradea să-mi prezint cărțile și acolo am cunoscut-o pe Elvira Lerințiu, o doinitoare din Bihor specială, cum sunt toate de doinitoarele. Da, da, ea cânta da. Și romanțe și mi-a rugat, a zis, o să-mi împlinesc 70 de ani de viață și 50 de ani de carieră, vreau să-mi scrieți o carte. N-am vrut să prima dată și apoi m-am hotărât, am scris cartea și bine am făcut. Am fost la prezentarea, ea a fost un spectacol grandios care a început de la 6 și a ținut până pe la după 12 noaptea. Iar dedicată la Oradea Doamnei, da? A Doamnei, da, și cu mulți invitați din folclor, dar vreau să vă spun că la 3 ani de la apariția cărții, doamna s-a stins și cred că aș fi rămas cu cel mai mare regret dacă eu nu i-aș fi scris ce frumos, această carte. Ce frumos, a fost ce atât de fericită și am făcut întâi lansarea cărții. La Oradea, da? La Oradea. Da, în frumos. Sala de cultură a sindicatului unde era plin, arhiplină de oameni și a fost prezentată cartea. Pescăruș. Și, da, da. Editura Pescăruș. Da, editura Pescăruș, Livingstone și sunt același director, da, da, conducător. Le administrează. Da. Și aici e o identitate este, frumoasă este ea în, când în tinerețe și la maturitate. Apoi și la maturitate, iar sus da? Aici aceste, să spunem, liniuțe care imaginează portativul da, muzical. Da, da, da. Foarte da, bine gândită. Da. Și am scris-o, i-am scris povestea adevărată, dar mai romanțat eu pe aici, pe acolo, ca mai romanțat, exact. Să-i umplu sufletul de bucurie. A urmat apoi Frânturi din viață, este al doilea volum de povestiri. Este volumul pe care l-am citit și eu. Al doilea volum de povestiri cu a apărut la Galați, la o editură din Galați. La fel, sunt în povestiri și din Dobrogea și din Ardeal. Sigur că da. E o carte care mi-a plăcut pentru că am întâlnit în, să spunem așa, în viețile personajelor și în faptele personajelor, frânturi din ceea ce trăisem eu, din ceea ce au trăit apropiații ai mei, prieteni ai mei, un semn în plus că noi oamenii cumva repetăm trăirile, sentimentele, parcursul celor care au fost înaintea noastră sau celor care ne sunt contemporani și cred că și cei care urmează nouă sau cei care vin din urmă vor trăi și ei într-o anumită măsură sau într-o anumită perspectivă aceleași stări, poate sentimente, poate bucurii,
întristeți, câteodată, pentru că natura aceasta, natura noastră umană... Nu se poate ca un om să fie... Da. Cred că nici n-ar fi frumoasă viața, dar ar fi numai fericire și bucurie. Păi ar fi ternă. Da, sigur ar fi ternă. Că n-ai ști cum e lipsa fericirii și a bucuriei dacă n-ar fi tristețe. Dacă n-ar fi tristețe, sigur că da. Foarte frumos și textul scris curge deosebit. E bine scris cu grafie, cu grafică mare, se poate citi ușor, da? Pentru cei care practic au dificultăți cu vederea și foarte patetică, să spunem așa, și aș putea spune sentimentală, intimă. Am vreo două povestiri, trei povestiri despre persoane care îmi sunt dragi mie. Da, am observat. Care îmi sunt dragi și cu care am rezonat și cu care m-au sprijinit la un moment dat. Și care sprijinit în sensul nu pecuniar sau cumva, dar așa, când ai nevoie. Sufletește, uman. Sigur, contează foarte mult ca... unui om sau oamenilor să le dăruiești timpul sigur tău. Că se spune că timpul este cel mai prețios, cea mai prețioasă resursă. Bine, e impropriu spunând timpului sau definind timpul ca fiind o resursă. Dar când cineva îți dăruiește timpul propriu, este cel mai frumos dar. Este, dincolo este de dar, orice alt, să spunem, dar material. Că noi suntem foarte sensibili la darurile materiale. Dar dându-ți cineva timpul petrecut cu tine, Este incalculabil și nu poate fi cumpărat cu ceva. Chiar sunt și anumite povestioare foarte triste ale unor copii către părinții lor care vor să le cumpere timpul și nu reușesc. Și n-au cum, sigur, timpul nu are preț. Da, luăm o scurtă pauză, pentru că s-a terminat partea întâi, trece repede timpul, chiar ca și repede. Data trecută. Da? Este un gentleman timpul care tace și trece. Și trece, da. Așa este. Revenim în partea a doua. Vă rog doar să luăm o scurtă pauză. Da. Doamnelor, domnilor, revenim în partea a doua cu invitata mea de astăzi, Dora Alina Romanescu. Rămâneți alături de noi, revenim în doar 2 minute. Am revenit, doamnelor, domnilor, în partea a doua. Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, invitata ediției de astăzi este doamna Dora Alina Romanescu, scriitoare, așa cum luni ne-a promis că va reveni. A revenit astăzi și ne-a onorat cu prezența și cu aceste cărți minunate, vorbind despre tot ceea ce doamna Romanescu a scris și a publicat, dar și despre ultima carte care se află la editură și urmează să fie publicată. Am vorbit despre aceste volume excelente. Mai avem aici, cred că, 4 sau 5 dintre lucrări. 4. Emigrantele. Emigrantele. Tot la Livingstone apărută. Da. Frumos. Am vrut să dedic această carte femeilor românce care au plecat și niciuna n-a plecat de bine de acasă. Da, cu suferință, cu dor de copii, cu dor de copii, cu necăjite și care au trăit umilințe a care au fost chinuite, dar care și-au strâns pumnii, și-au ascuns lacrimile pentru că știau că acasă au persoane care sunt dragi și pe care trebuie să le susțină. Sigur că da. Și am această carte, Emigrantele, le-am dedicat-o lor. Cred că am scos în evidență doar 3 povestiri despre a 3 persoane și a 3 pe femei. Pe care, de fapt, le cunoașteți. Plecate, da, pe care le-am cunoscut, sigur. Și vreau să scriu un alt volum cu mai multe, poate chiar cu chiar întâmplări. Sunt atâtea povești de viață interesante. Știți ce am observat? Că le este frică să povestească. De ce? Nu știu. Le este frică, le este rușine. Probabil se gândesc că ceea ce au trăit ele este atât de crunt încât nu trebuie să mai știe și alte persoane. Ba, dimpotrivă, poate că trebuie să știe păi să nu repete greșeala. Eu de fiecare dată când vorbesc, nu pot să scrii despre cineva care nu-ți permite să scrii. Dar sigur, de fiecare dată când vorbesc cu câte o persoană care a fost în străinătate și care a
trăit momente nemaipomenite și neînchipui de grele, atunci îi cer permisiunea să scriu despre ele. Aș vrea să mai scriu încă un volum cu emigrantele. Sigur că da, foarte frumoasă. Cartea s-a bucurat vă rog. De succes, chiar a primit premiul anului 2017 a editurii Exponto. Ce frumos! Diana Dobrița Bâlea a scris și ea o lucrare inspirată din viața bandantelor, cum se numesc ele. Prietena mea foarte bună. Și a mea, e prietena comună a noastră. Da. Și foarte frumos, foarte mult m-a impresionat și acea carte, povestită de Diana din trăirile ei. Trăirile ei și trăirile celorlalte colege cu care a vorbit. Foarte interesantă descriere și perspectiva vieții pe chiar care noi nu o cunoaștem. Chiar mi-a făcut o cronică și a apărut la în revista de la Exponto. Foarte frumos. Mai avem aici o carte foarte frumoasă. Demon și Înger. Și Demon, da. Așa, vreau să și această carte. Impostorul și magicul pandativ Love. Aș vrea să fie citite de tinerele fete. Ce mult mi-aș dori. Da, pentru că tinerele fete cad în capcana acestor... Este o carte care, în primul rând zic eu că este o carte educativă. Fetele, adică pandantul să nu fie văzut drept un cadou frumos și deosebit, ci un pericol în cazul acesta. În cazul acesta era chiar un cadou primit de la cel care le acosta pe internet apoi nu vreau să povestesc din întâmplările, din ceea ce au trăit fetele din cartea mea. Cartea a apărut când? A apărut în 2019 și am avut o lansare frumoasă. Mi-au venit toate personalitățile de la Uniunea Scriitorilor din filiala Dobrogea și e o carte care a fost tipărită de Livingston în număr mare și mi-au spus că s-a Prestige, vândut foarte bine. Tot componenta... Și s-a vândut foarte bine. Pe mine mă bucură și dacă ar fi să fie citite de tinerele fete și să fie un exemplu pentru ele, ar fi chiar o realizare nemaipomenită. Ați simțit că, de fapt, v-ați atins această menire, această dorință, nu e un scop, e o dorință, e, de fapt, o trăire a dumneavoastră și un fel de educație, până la urmă, din perspectiva profesiei dumneavoastră. Adică să le spuneți, prin cartea acesta, textul le spune că trebuie să fie atentă, că nu trebuie să creadă în toți cei pe atât care... Atât de mult îmi doresc lucrul acesta, foarte mult îmi doresc, ca să fie mai responsabile, să fie... Generația aceasta mi se pare o generație mai superficială. Poate că sunt eu, cred că vorbim de diferite persoane, cazuri, diferite experiențe, parcurs de familie, nivel de instrucție. În primul rând, familia are rolul fundamental. Apoi școala, dar familia întâi, școala și societatea, să știți. Iar dacă nu sunt sprijinite și dacă pleacă pe un drum greșit, greu se mai întorc la o viață normală. Ultima carte, care încă nu i-am făcut lansarea, pentru că a fost editată în... Traficanții de suflete. A fost editată în... La Ecotransilvan în 2020, când eram în plină pandemie și nu i-am făcut lansarea și vreau să-i fac lansarea la sfârșitul august, începutul septembrie, încă nu m-am oprit asupra datei, dar vreau să fac o lansare frumoasă. Vine și editoarea de la Cluj, vine și Diana Dobrița, care mi-a scris prefața. Și această carte este tot o carte dedicată mamelor și tinerelor fete, pentru că aceasta este pericolul cel mai mare care le pândesc pe fete, mai ales care internetul, care site-urile de socializare. Credeți că vine pericolul de acolo, de la internet și de la site-uri? Mare pericol. Da. Asta e părerea mea. Poate că pentru că
acești traficanți de suflete vin la ele cu daruri. Da. Vin la fete, le ademenesc prin promisiuni promit, în primul rând, de iubire și de daruri. Știu de fapt exact unde să calce pe coarda sensibilă a lor. Și mai ales cele tinere care sunt mai naive, să știți că apoi trec prin iad. Da, știu. Prin iad. Am mai citit, de fapt, povestirea, am văzut și documentare cu persoane care au reușit să scape din aceste rețele de trafic și nu ține, de fapt, de un stat, de o cultură, de o educație. În toate statele lumii se întâmplă sau este întâlnit acest fenomen. Unele reușesc să-l limiteze mai mult, altele mai puțin. Da, cert este că există la interesul diferite. Adică toată acțiunea se petrece în Spania, între Spania și România. Și o grupare de traficanți de suflete care omoară, ucid cu nonșalanță. Pentru că viața nu mai înseamnă, și are o altă dimensiune sau altă valoare, apropo. Eu am încercat să scot în evidență și corectitudinea și frumusețea și dăruirea oamenilor legii. Acum, și au un rol foarte important dacă, aici. Dacă deși nu pot rezolva toate cazurile. Da, dar cine a citit cineva cartea și noroc că eu am publicat-o, v-am spus, în 2020 era terminată, când s-au întâmplat acele cazuri la Caracal, și a zis că dacă m-am inspirat din ele, nu. Păi nici ele de când au fost, mult înainte a fost cazurile. Da, din 2019. Da. Ori eu pur și simplu am scris-o din minte și din întâmplări pe care le-am auzit. Și din povestioarele, sigur că da. Cert este că, până la urmă, aici acest text este dedicat tuturor celor care, într-o formă sau alta, au suferit din cauza acestui... E o poveste frumoasă și o poveste de dragoste frumoasă care merită citită și luat din ea, din carte, toate lucrurile frumoase. Atât de mult îmi doresc lucruri. Poate că eu am... Sunteți o romantică. Și romantică, dar trăiesc mai mult în trecut. Sunteți nostalgică, vă referiți la nostalgia trecutului, da? În sensul că pun accent pe valorile morale. Țin că să fie corecte, să fie cinstite. Credeți că nu mai există respectarea acestor valori morale acum față de perioada când dumneavoastră erați, eu știu, la maturitate sau erați adolescentă? Ori nu-mi place, de exemplu, când văd pe stradă fete tinere care au un vocabular urât, vulgar, care au comportamentul, și mă refer la fete pentru că am lucrat ca și educatoare și genul așa. Acest, dar genul și, feminin. Și băieți cu vocabular care te înfioară. Eu țin la imagine, la respect, la decență. La puritate, la felul de a vorbi frumos, sigur. De a impresiona. E atât de frumos. Vorbit, de fapt, discursul nostru public și modul de exprimare al nostru în spațiul public reprezintă, de fapt, o carte de vizită pentru noi. Sigur, cum, de fapt, vestimentația reprezintă o carte de vizită pentru noi, cum, de fapt, interacțiunea cu cei cu care ne întâlnim reprezintă o carte de vizită. Și toate aceste elemente se adună, se amplifică. Sigur. Sper ca să fie bine primită și această carte. Sigur, va fi și arată foarte bine, condiții grafice deosebite, mi-a plăcut, îmi place, de fapt, și coperta, îmi plac și paginile. Și să ajungă la sufletul celor care o vor citi. Am și acum ultima carte, nu vreau să trecem peste ea, este o carte de povestiri, e o poveste, Evelin și Mac Mac aici, în lumea. Carte pentru copilași, prima carte de fapt prima pentru carte copii. Care am scris-o, că m-a întrebat cineva de ce nu scriu pentru copii. Am trăit lângă ei 39 de ani, acum vreau să scriu și de întâmplări din viața celor mici, lângă micuți. Care trăiesc în prezent. Și mai am un volum de povestiri, tot cu întâmplări cu Evelin și cu întâmplări cu animale, care va apărea
toamna aceasta. Evelin este de fapt și nepoțica dumneavoastră, să vă trăiască. E nepoțica mea, da, i-am dedicat-o ei când am plinit 2 ani. Ce frumos! Și tot la prestij. Și apărut. Mai am tot un volum, un roman, un, lucru, da? Un roman care este terminat și este... E deja la editură. E la editură, Ana, povestea unei românce plecate în Germania, dar întâi a vrut să-i scriu copilăria și apoi să-i... Ați cunoscut-o pe Ana? Am cunoscut-o, povestea, sigur, da? Foarte bine am cunoscut-o. I-am scris povestea copilăriei ei și urmează acum să-i scriu, dar în primul volum va fi volumul cu copilăria Anei. Mai am încă un volum de povestiri despre care v-am spus. Voi avea și povestea, o poveste cu întâmplări din sanator când am fost copil și alte întâmplări care sunt adevărate, petrecute și în satul meu. Pe care nu le-ați povestit până acum, nici cele de la sanatoriu și nici cele din sat. Nu, nu, prima... Ce frumos. Apărea pentru prima oară într-un volum, încă nu i-am dat titlul, dar o să mă gândesc ceva să fie de suflet. Va veni ca o inspirație, da. Cum ați și spus, iar... că de fapt scrieți, da. Simțiți ce trebuie să așteziți pe hârtie. De fapt, iar la anul e o inspirație. Da, împlinesc 20 de ani de când scriu și vreau să-mi adun într-un volum toate trăirile mele, tot ce s-a publicat despre mine, ce am scris eu, cronicile, da? Cronicile care le-am scris, cuvinte de suflet care mi s-au scris despre mine sau am scris eu despre alții și să fie, dacă Dumnezeu va vrea, să fie o carte care să reprezinte munca mea de scriitoare în cei de 20 de ani. Sigur, așa va fi 100%, nici nu îmi fac probleme. Adică privind retrospectiv, privind înapoi, cum apreciați întregul drum acesta? L-ați perceput drept un drum dificil, provocator, un drum frumos, un drum care practic v-a solicitat energia și creația, dar un drum special care la finalul căruia, de fapt, reușiți să lăsați ceva care va rămâne pentru posteritate. Sigur. A fost un drum frumos. Sunt convins. Cu multe provocări și vreau să vă spun că dacă la început chiar am să mă numesc, am fost neștiutoare când am publicat primele cărți și n-am pus accent, să zicem, pe formă, n-am pus, pentru că eram la început, nu știam că, așa cum am spus și data în emisiunea precedentă, că o editură care se respectă, îți corectează sigur, cartea și îți o publică într-o formă frumoasă. Acum, după, mai ales în anii din urmă, începând cu Emigrantele, am fost foarte pretențioasă și cu textul și forma cărții și... asta e spre binele și spre onoarea dumneavoastră. Onoarea mea, da, sigur că da. Pentru că e onorant să scrii atâtea cărți, este onorant să lași și trăirile tale, să lași și, de fapt, și un sacrificiu până la urmă. Bine, frumos, plăcut, da. Așa cum spuneți dumneavoastră, că a fost drumul deosebit și un drum cu totul special. Așa, și vreau să vă mai spun încă un lucru. Eu... trăiesc în Mangalia, orașul fiind mic, n-am așteptat să vină cineva să mă promoveze. Eu mi-am trimis cărțile la diferite reviste, am peste, să zic așa, aproximativ peste 50 de antologii unde am publicat. Și cum ajută antologia pentru promovare? Antologia, cum ajută pentru promovare? Este foarte... În primul rând, acolo participă, să zicem, 10 scriitori din diferite părți a țării. Și cei 10 scriitori, automat, citesc pe ceilalți care sunt acolo. Și atunci, dacă 10 dintr-o carte mă știu cine-i Dora Alina Romanescu și văd cât de cât, care este stilul meu, cum scriu, atunci pentru mine este chiar o promovare și o bucurie. Foarte frumos. M-au promovat foarte mult
Bistrița Năsăud, în Bistrița, pentru că sunt de-a lor. M-a provocat Sibiu, Clujul și foarte mult m-a provocat Galațiu. Niciodată nu m-am gândit că eu am să fiu iubită la Galați. E, de altfel, e și un dinamic director de bibliotecă la Vasile Urechea. Domnul Ilie Zamfir, un da. Om minunat, păcat că a ieșit la pensie, dar a făcut lucruri extraordinare. Știu, l-am cunoscut pe domnul Zamfir, l-am cunoscut și în cadrul unor conferințe. La Biblioteca Bea Ureche au salonul Mihai Eminescu, sigur. Unde au promovat și au lansat cărți. Și știți ce am văzut acolo? Extra, ceva, un lucru nemaipomenit, care merită știut. De exemplu, mi-a fost am prezentat Emigrantele. Doi lectori de carte au citit-o și mi-au făcut, fără să știe unul de altul, cronica. Iar a venit al treilea era ochiul, cum să zic, limpede sau nu știu care, spunea, cum să vă spun, ochiul critic, dar cel mai adevărat. Și de acolo am învățat și mi-au spus, și pentru mine este un lucru foarte important, că este bine să fii așa cum ești tu, să nu accepți niște laude care uneori poate sunt, îți știrbesc imaginea. Sigur, e adevărat și lucrul acesta. Și poate cad din valoarea cărții. E bine ca să știți, să știi locul, și eu mi-l știu, și sunt bucuroasă când cineva vorbește de cărțile mele și mai puțin despre mine. Și elogios despre cărți. Și elogios. Pentru că mai avem cărți. Doar două minute. Vreau să vă luați la revedere de la Trespător cu un text. Și în primul rând vă mulțumesc din suflet că m-ați primit. A fost onoarea, și a fost invitația plăcere, mea din suflet și plăcere, pentru mine. Și vreau chiar câteva cuvinte să spun acum înainte despre cum sunt eu acum, în momentul acesta. M-am așezat pe marginea mea de vis, în colțul meu de pace, în spatele umbrelor cu gust de amintire. Aici timpul îmi este bun prieten și a început să contureze o harta fericirii. A îngropat tristeți în somnul adânc al uitării, a înnecat ecoul dezamăgirii în izvoare nesecate, a ascuns dorurile amare printre rândurile din cărțile mele. Am lăsat cuvântul să-mi scrie frumusețea sufletului. Sunt cuvânt, citește-mă, deschide-mă filă de filă, nu sări un rând. Sunt eu acolo scris în cărțile pe care ți le-am dăruit ție, dragă cititorule. Sunt scrisă în cuvântul ce-ți vorbește. Descoperă-mă și nu uita, chiar dacă ești singur, eu încă pentru tine sunt cuvânt. Ce frumos, ce frumos încheiem. Eu vă felicit pentru tot ce ați făcut până acum, pentru mulțumesc această creație suflet. Deosebită și pentru excelentele volume. Vă felicit și pentru naturalețea deosebită, pentru căldura sufletească, pentru dăruire, pentru tot ceea ce ați făcut pentru comunitatea și comunitățile în care ați trăit, fie în Năsăud, fie la Mangalia, aici în Dobrogea. Vă felicit și pentru tenacitatea cu care ați învins montrele dificile. Nu e ușor, copil fiind, să stai 3 ani într-un sanatoriu, ba chiar 4 ani. Da. Vă felicit pentru că ați preluat modelele surorilor Bronte și poate că de acolo, plecând puțin câte puțin, parcurgând acest drum, ați ajuns astăzi să vorbiți despre aceste frumoase cărți, să încântați sufletele, să încântați spiritul cititorilor și, de ce nu, să creați de acum încolo multe alte texte și cărți cu totul deosebite. Cât a vrea Dumnezeu. Sigur, sunt convins că harul acesta vine de la Dumnezeu și Dumnezeu vă inspiră. Sunt convins, de fapt, pe noi toți ne inspiră Dumnezeu. Da. Este cel care practic, în mintea noastră, prin vocea aceasta interioară, ne spune. Vă doresc succes. Mulțumesc în ce din suflet. Și eu vă voi citi în continuare. Mulțumesc și vă aștept în toamnă la prezentarea romanului Traficanții de suflete. Eu voi veni cu plăcere acolo și chiar mă simt onorat pentru invitație și voi fi prezent acolo. Eu vin des la Mangalia și chiar vin la evenimentele culturale. De-a lungul acestor ani am fost prezent. Cunoscut, așa ne-am și cunoscut. Vă mulțumesc frumos pentru prezență și succes de acum încolo. Felicitări pentru ce ați făcut. Mulțumesc din suflet. Sărut mâna. Sănătate multă. Doamnelor, domnilor, se încheie și ediția aceasta. A trecut așa rapid timpul.
exact cum ne spunea doamna Dora Alina Romanescu, invitata mea de astăzi, este discret, tace și trece, nu se întoarce niciodată, nici nu stă pe loc. Am vorbit despre cărți, a doua emisiune pe care doamna Romanescu a onorat-o și invitația noastră, de fapt, onorată de doamnă, a fost ceva deosebit și pentru mine a fost încântător, ca să spun așa, să vorbesc cu doamna Romanescu despre creațiile sale, despre cărțile acestea minunate pe care le avem pe masă. Îmi iau la revedere de-a dumneavoastră, sperând că cea mai mare parte a citit aceste, sau veți citi aceste cărți frumoase și aceste texte deosebite, emoționante unele dintre ele. Noi ne revedem mâine seară, a fost invitata mea Dora Alina Romanescu, îmi iau și eu la revederea dumneavoastră și ne vedem mâine seară la o altă temă de discuție și cu alt invitat. Toate cele bune, la revedere!